Fracțiunea socialiștilor va contesta în instanță de judecată toate proiectele care au fost votate pe 16 ianuarie în ședința Consiliului Municipal Chișinău. Potrivit socialistului Alexandru Odințov, consilierii au votat proiecte de legi la pachet. Cu părere de rău, consilierii nu au auzit apelul nostru de a nu vota, nu au auzit doleanțele cetățenilor. Noi mereu spunem că orice vot trebuie să fie în interesul cetățenilor Republicii Moldova, în limitele legii, în interesul dezvoltării planului urbanistic, dar nu se ține cont de nimic. De aceea, pe toate aceste proiecte care au acumulat numărul de voturi, le vom contesta în instanțele de judecată. Vom cere anularea acestor proiecte pe care le considerăm ilegale. La rândul său, deputatul socialist Grigorie Novac a spus că în situația creată în CMC trebuie deja să se intervină la nivel de legislativ. Astfel, socialiștii vor veni cu o nouă lege cu privire la statutul municipiului Chișinău și un proiect de lege cu privire la spațiile verzi. Viitoarea noastră fracțiune din cadrul Parlamentului Republicii Moldova vom veni în regim prioritar cu un șir de modificări la legislație. Noi vom veni cu un proiect de lege cu privire la planul general urbanistic al municipiului Chișinău. Nu poate Chișinău și nu o să dezvolte Chișinău niciodată, normal, atâta timp cât nu avem o lege. Vedem că cei ține de Consiliu se stopează, se blochează, deoarece cuiva este convenabil această apă tulbure, unde se poate de furat și un teren de construit și în parc, și prin curțele blocului, și trotuar.